Discutăm în acest episod despre patru lucruri pe care poți să le faci pentru a ajuta copilul să-și crească atât imaginea de sine, cât și încrederea în propriile puteri, încrederea în sine. Și iată patru lucruri pe care le poți face în acest sens. 1. Nu condiționa iubirea pe care o porți copilului de performanța sa. Există foarte multe situații în care am auzit părintele plângându-se de copil și transferându-i acestuia responsabilitatea stărilor proaste cu care părintele se confruntă. De genul, ia uite, mi-ai stricat ziua sau m-a apucat durerea de cap, pleacă de aici că la asta nu mă așteptam, asta e cireașa de pe tort, asta mai lipsea din viața mea, să vii și tu cu un astfel de plocon. Am cheltuit atâția bani pe meditațiile tale și asta ți este mulțumirea, nu ești deloc recunoscător. Da, deci lasă-mă că mi-ai stricat ziua, viața și așa mai departe. Este total nepotrivit să-l facem pe copil să se simtă vinovat că ne-a produs nouă neplăceri. Este total nepotrivit să schimbăm rolurile. El să tindă să aibă grijă de sentimentele și de felul în care mă simt și să uite de viața lui și de... de a copilării, da? Să se simtă în viața lui copil și nu forțat să preia grija față de un adult. Sunt astfel de mecanisme pe care le-am preluat probabil și noi de la părinții noștri atunci când au folosit astfel de manipulări inconștiente, de sensibilizare emoțională la nevoile părintelui. Da? Deci este total interzis și nepotrivit să punem pe umerii copilului responsabilitatea pentru felul în care noi, adulții, ne simțim. Această atitudine de a urmări mereu rezultate poate afecta copilul pe mai târziu, adult fiind, să se confrunte cu anxietate de performanță. La început este părintele care pune presiune, care compară, care vizează doar rezultatele, spune repede ce notă ai luat și dacă află că s-a luat 9, păi colegul de bancă sau vecina cât a luat? Colega ta, păi a luat 10, a, Ilia, poate, tu nu poți, tu de ce nu poți, că doar am băgat atâția bani în studiile tale, meditațiile tale, asta ți-e mulțumirea, lasă-mă că așa și practic îl refuzi de a se apropia de tine sau îi zici du-te că ești pedepsit sau lasă-mă că mi-ai produs nu știu ce stare proastă. Copilul, înțelegând că a făcut ceva greșit de te-a afectat, atunci va fi într-o confuzie și mai mare, cu siguranță că el s-a pregătit, cu siguranță că a depus efortul cel mai mare pe care a putut să-l depună pentru a lua nouăle acela, iar tu nu te uiți pe tot asupra întregului efort, ci te uiți, sau a întregului context, nici măcar nu l-ai întrebat cum de s-a întâmplat asta sau ce anume s-a întâmplat, ci ai înfierat deja rezultatul, doar acela a contat și atunci tu practic anulezi prin acest comportament tot efortul lui și îi spui că dincolo de aceste cuvinte că de fapt nu contează nimic din tot ce ai făcut, ci doar rezultatul, că nu este cel la care mă așteptam. La început copilul te crede și introiectează așteptările tale, după care devine adult și mama nu mai este sau tatăl care solicită performanța, însă deja s-a implementat felul acesta de gândire, de a face lucrurile și de orientare doar pe rezultat. Consecința este că vom avea un adult performant, dar din păcate care nu reușește să se bucure de rezultate pentru că nu a fost ajutat să vadă lucrurile în felul acesta și se lucrează
cu anxietatea de performanță psihoterapeutic sau probabil că el va avea de lucru cu sine dacă conștientizează ce îi se întâmplă. Apoi să fim suport pentru el în orice împrejurare și elimină din vocabular întrebarea de ce. Deci elimină de ceul acesta pentru că nu a funcționat niciodată și nu o să funcționeze, nu ajută în niciun fel. Întrebarea de ce este acuzatoare și este pusă doar atunci când nu te interesează răspunsul. Indiferent ce răspuns ai primi, o să urmeze un alt de ce. Dar de ce nu te-ai gândit să ții cu două mâini? Dar de ce nu te-ai gândit să pleci mai devreme? Dar de ce nu ai fost atent? Dar de ce nu? Deci indiferent ce răspuns primești din partea copilului, nu urmează decât un alt de ce, pentru că tu de fapt nu ești dispus să înțelegi ce s-a întâmplat cu copilul și să vedeți ce e de făcut cu asta și cum poți să-l ajuți, ci ești orientat doar să, cum să spun, să-l acuzi. Da? Să-l faci să se simtă vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat. Ei bine, iarăși copilul se simte neînțeles, neglijat în nevoile lui și va tinde probabil să-ți ascundă dacă dintr-un țânțar face armăsar și practic el nu vede și rezolvarea, va tinde să-ți ascundă data viitoare micile erori pe care le poate face. Și ce preferi, să fii mințit sau să faci puțin efort pentru a regla relația cu copilul. Vă dau exemplu de o situație în care el face o eroare. Să zicem că vrea să se ducă cu o cană cu lapte, să bea laptele în sufragerie și încercând să deschidă cu cotul clanța, îi se răstoarnă cana și se sparge. Un părinte tracasat și obosit de viața lui va veni repede și îi va spune: neatentule, neglijentule, ai spart cana, este aia de la bunica, era amintirea mea, avea valoare sentimentală și tu, neatentule, ai făcut asta, du-te în camera ta, ești pedepsit și să nu mai ieși de acolo până nu-ți spun eu, eventual îi dai și două la fund. Și practic copilul ce a înțeles din situația aceasta? A înțeles că se poate întâmpla un accident și că e mare dramă dacă se întâmplă asta. Problema este că nu l-ai ajutat să vadă cum să treacă dincolo de accident și acesta este al treilea lucru pe care ți-l propun, să reconsiderăm eșecul. Nu există eșec, există feedback sau există o soluție la orice situație și îi dăm posibilitatea să corecteze, să realizeze lucrurile care nu i-au ieșit din prima. Față de exemplu pe care îl dădeam adineauri, cu copilul care a spart cana cu lapte, dorind să meargă în sufragerie cu ea și să consume laptele acolo, iată cum ar fi o atitudine potrivită din partea unui părinte orientat către susținerea și dezvoltarea armonioasă a copilului său. Spuneam că nu punem întrebarea de ce și atunci punem cum de s-a întâmplat, ce s-a întâmplat mai exact și dăm posibilitatea copilului să exprime cum a fost. Păi uite, mami, am vrut, sau tati, am vrut să duc Ana și am ținut-o așa cu două mâini și când am vrut să deschid ușa cu cotul, s-a mișcat și mi-a scăpat. Bun, ok, avem o situație aici, te rog, du-te și ia mătura și fărașul, dacă e copil mic. Hai să-ți arăt cum se face, pune-ți papucei să nu te înțepi dacă a sărit vreun ciob, eu strâng dacă e mic ce s-a vărsat și ce s-a spart,
pune la coșul de gunoi, iarăși cum se duce cu grijă separat sacul acela cu cioburi. După care adu și mopul să curățăm aici foarte bine. Iată, acum te rog să pui din nou laptele în cană și arată-mi cum ai putea să ajungi cu această cană întreagă în sufragerie de data aceasta și să te și bucuri de lapte. Dacă n-are nicio idee, pentru că sunt mici și de multe ori poate că nu știu cum, poți să-i sugerezi tu. Cum ar fi să pui aici cănuța pe bufet, întâi deschizi ușa cu cealaltă, cu mâna și pe urmă deschizi, iei cana, te duci cu ea în sufragerie, te întorci și închizi ușa. Da, și practic sărbătorim succesul. Dacă este mai mare, atunci îi spui, te rog, adu fărașul, mătura și strânge aici. Foarte bine. Și acum, hai de pune înapoi și hai să vedem cum ai putea să faci, să te bucuri de ea în sufragerie. Și apoi felicitări, foarte bine, iată, a fost o situație neplăcută, dar peste care ai trecut. Sunt mândră de tine și practic copilul vede tot procesul. Accident, atitudine, care e atitudinea mamei? Oh, spar cana, pedeapsă, du-te să nu te văd, eventual una la fund, versus s-a întâmplat un accident, opa, avem un accident sau avem o situație, hai să vedem cum reparăm, ok, strângem, aruncăm, ștergem pe jos și acum ce putem face pentru a atinge obiectivul inițial de a ne bucura de lapte la televizor în sufragerie, repetăm acțiunea de data aceasta, conștientizând unde s-a produs eroarea și cum anume putem să o remediem și iată că există soluții în orice situație. Deci procesul întreg, orice situație, oricât de critică ar părea, are și o soluție și copilul are încredere să treacă peste orice obstacol pentru că are în el toate resursele și va ști cum anume să facă sau să ceară ajutor în cazul în care nu va ști. Și al patrulea lucru foarte important, nu punem semnul egal între comportamentul copilului și copilul însuși. Da? Deci separăm persoana copilului de ceea ce nu ne-a plăcut că a făcut. Respectiv urmărim să eliminăm din vocabular etichetele. În loc de neatentule, poți să spui nu-mi place că neatenția a condus la spargerea cării sau mă rog, e prea sofisticat. Nu-mi place că s-a spart cana aceasta sau nu-mi convine că am pierdut cana aceasta, dar nu punem etichetă pe copil. Ești un neatent. Mulți părinți, din cauza stresului personal, vin cu un tir de judecăți, de jigniri, de etichete și le mai prescriu și ce va fi, proiectează și în viitor ceva despre cum va ajunge în relație cu ceilalți sau la matur, adult, când va fi adult, că matur, nu știu dacă va ajunge, dacă va fi tratat în felul acesta, emoțional vorbind mă refer. Te rog să nu pui semnul egal între copilul tău și între ceea ce face, respectiv poți sancționa în loc de neatentule, mână bleagă, stângaciule, nu te pricepi la nimic, tot, pe tot ce pui mâna distrugi, o să ai parte numai de eșecuri în viața ta, o să facă nevastă ta mai bine ca tine sau... nu o să fii capabil să ai o familie că nu ești capabil să ții în mână nimic sau să nu iese nimic bun din mâna ta. Deci în loc de acest tir de jigniri, de acuze, de descurajări, poți să spui nu-mi place deloc că ai făcut aici o eroare și acum ne ia un sfert de oră să o reparăm, dar asta este, spuneam într-un episod anterior, că iubim necondiționat și nu-l iubim doar când face lucruri bune, ci nu ne deparasăm de nici atunci când face ceva ce nu ne convine, ci îl ajutăm să
să treacă mai ușor peste. Deci încetează de a mai pune semnul egal între rezultatul care nu-ți convine într-o situație generată de copilul tău și copilul însuși. Pe tine te iubesc necondiționat, dar treaba aceasta chiar nu mi-a plăcut și mi-ar plăcea să se întâmple și asta. Îi spui și ce anume dorești ca să lucrurile să aibă un început, un conținut și un sfârșit, nu doar un început și aici ne oprim pentru că a fost o eroare și mama s-a supărat și am primit niște etichete. Nu, vede procesul întreg cu început, cu eroarea, cu repararea erorii și cu celebrarea reușitei în continuare. Deci are tot procesul cap-coadă și va avea încredere să treacă peste orice, dacă îl obișnuiești să vadă lucrurile în termenii aceștia de încercări, de reușite, de trecerea peste obstacole.